Trebuie să mă pregătesc mult mai rapid și cred că o să mă duc sincer la mine acasă și o să încerc să fac cât mai multe săgeți. Ce? Ce are Ștefan? Nu cred că mă mai duc acasă. Oh my god! Nu! Oh my god, e în oraș! Fraților, suntem aici, după cum vedeți, am armura deja full enchantată, sunt pregătit să mă bat cu regele înghețat, pentru că vreau odată să-l doborâm, pentru că nu mai supăr, fraților, deci vreau, uitați-vă și voi, mai are puțin și vine, eu uite-l și pe Ștefan acolo pe chat, mai are puțin și vine Crăciunul, ne pune foarte multe probleme un rege, mă, ce faci ăsta, intră în casă după mine, mă, ce faci mă în casă aici peste mine, ce cauți ce aici? Ce faci aici? Ce vrei mă, ce intri așa în casă, ți-am dat eu voie să intri așa peste mine în casă, dacă eram dezbrăcat sau ceva. Ia uite-l, doamne, ia uite-l și pe ăsta. O, ce mă cu tine? Păi, ideea e că armura asta chiar frige foarte mult și a trebuit să-mi pun... Nu, asta. Adică, păi da, a trebuit să-mi pun sub armură un, cum să zic eu, un pulover urât de Crăciun. Ia uite, deci cam așa arată, ia uite. Bam, ia uite. Da. Hopa, am și căciuliță pentru că atunci când o să mai merg în regatul ăla înghețat, pot să mă feresc foarte, foarte mult de frigul de acolo. Deci eu zic că e foarte tare, dar problema ar fi următoarea, că de ce am două ghiozdane? Deci, what? De ce am două ghiozdane la mine? Nu înțeleg, mă rog, în fine. Deci da, Ștefan, ideea e că ce voiam eu să zic, tu vezi că plouă? Adică, what? Da, cum văd. Deci, nu înțeleg, dar ideea e că e prima dată, cred că, când plouă în orașul nostru New Life, adică n-am mai văzut să mai plouă niciodată, cel puțin de când ne-am mutat noi, nu a plouat niciodată și mi se pare puțin cam ciudat, nu știu ce să zic. Da. De ce plouă în oraș? Eu nu înțeleg asta, dar mă rog, oricum, tu Ștefane ți-ai făcut armura, că am văzut că omul și-a făcut armura. Tu ai făcut armura sau nu? O să vă arăt, fraților, și vouă armura lui omul, pentru că eu deja l-am văzut, dar o să vă arăt și vouă. Ai și tu armura? Să-i cam acasă. Ia tu te sui, eu mă duc puțin la omul să văd dacă e acasă. A, uite-l. Mă, ce faci ăsta aici? Ce faci mai aici? Alo, ce faci aici? Salut, bine. Stai așa puțin, așa, aici. Gata. Ah, ce pune campfire-uri pe aici, da, ideea că acum plouă și cred că o să le stingă, dar de ce plouă omul orice? De ce plouă? Zi de ce plouă? Că n-are niciun Crezi sens. Că eu știu? Doamne, mă, omul orice. Se întâmplă ceva foarte ciudat în New Life, părerea mea, nu știu ce să zic. Adică e prima dată când plouă, de când ne-am mutat aici, fix acum când e regele înghețat, o problemă foarte mare, adică... Da, nu se știe, oricum. No. Da, mă rog, e o ploaie, adică nu ninge, că dacă aici în primul rând chiar n-are cum să ningă la noi, deci n-are cum să ningă, e imposibil. Da. Dar oricum, chestia principală ar fi că eu o să plec puțin, așa că te rog să ai foarte mare grijă tu și Ștefan, ok? Deci stai numai pe lângă Ștefan și ia uite, tu ai armură, ia arată armura omor, că eu ți-am văzut armura, arată și tu armura lui, ia uite. Bam. Mă rog, voi sunteți nu pentru că voi nu v-ați înceantat-o, eu sunt full înceantat, adică sunt șmecher de tot. Ia fii atent, Ștefane, deci eu tot pot să-ți dau foc. Dar stai mă că suntem în ploaie, doamne, ce noob sunt. Deci fii atent, Ștefane, o să te rog să ai foarte, foarte mare grijă de omul orice, ok? Pentru că eu o să plec puțin într-o expediție și o să vin imediat. Promit, ok? Ok. Mă întorc 100%, ok? Fii atent, o să-ți deci dacă nu mă întorc în 10 minute, nu știu, habar n-am. Sună și tu la poliție. Doamne, deci, da, fraților, cum am spus, ideea este că am un mic plan și vreau să merg puțin acolo pentru că aș vrea sincer să vorbesc cu regele înghețat. Vreau să-i propun ceva, mă rog, clar, oricum nu o să asculte propunerea mea, dar chestia e că eu vreau cumva să-l fraieresc, să pot să-l țin puțin de vorbă, să aflu mult mai multe informații despre el și, sincer, eu zic că ar avea sens. Bă, dar chiar oare aici? Ia să se la zăpadă aici, ninge oare sau... văd că nu ninge, mă rog, oricum o să mergem să vedem. Sper să-l găsesc sincer pe regele înghețat acolo, pentru că dacă nu-l găsesc, o să mă enervez rău de tot. Fraților, ideea e că am ajuns aici, dar după cum vedeți, este soarele pe cer, adică nu ninge, nu nimic și este foarte ciudat, pentru că noi de fiecare dată când am venit aici a nins. Problema e că oricum deja știu unde a fost acolo închis omul, unde a fost el gen înghețat. Problema e că o să mergem acolo și o să vedem care e treaba, dar chestia e că după cum știți, deci sunt efectiv, uitați, uite acolo e locația, dar știți că era un turn mare de gheață. Mă, fraților, cumva regele înghețat a plecat de aici pentru că văd că se topește, se topesc astea, chestiile astea sau, pentru că ideea e că astea ok, astea cred că sunt ouă, dar problema e că chestiile a turnurile mari nu erau ouă, adică le erau făcute clar doar din gheață. Și problema e că aici nu înțeleg ce s-a întâmplat, deci aici era la omul orice și nu arăta așa.
Uite că văd că e, oare ceva sub chestia asta unde, de unde a apărut el. Ia să luăm un pic exact, nu cred. Na, nu cred că e nimic pe acolo, sincer, dar unde o fi regele înghețat? Adică n-are niciun sens, pentru că suntem aici și efectiv nu văd nimic. Deci chiar absolut nimic nu văd. Nu înțeleg ce se întâmplă, de ce nu mai ninge, unde e regele, bineînțeles, și de ce este zi, pentru că what, n-are niciun sens, adică efectiv gheața de aici se topește pe minut ce trece. Deci după cum vedeți, deja astea sunt topite și cred că am o idee de ce vrea să le topească, pentru că presupun că dacă astea sunt ouă, poate vrea să-i scoată armata din ăstea. Oh my god, fraților, trebuie să ne întoarcem de urgență înapoi în oraș. Fraților, uitați-vă și voi ce am văzut aici, deci efectiv sunt foarte departe, adică uitați-vă și voi unde sunt. Pe aici este regatul lui și aici sunt eu, unde aici teoretic ar trebui să fie o câmpie goală, teoretic, și efectiv vedem doar niște chestii de alea, doar 3 din câte văd, vedem un turn de la mare și 2 ouă, presupun. Și bineînțeles că foarte, uite-l pe ăla de unde m-a văzut, pleacă-mă de aici, pleacă-mă de aici, uite că pot să dau foc. Doamne, mamă, chiar sunt super OP, fraților, acum, deci sunt incredibil de OP, ia uite cât de OP sunt și, sincer, vreau, dacă tot am văzut scheleții ăștia, poate ne pică și nouă arcul ăla de gheață, pentru că vedeți că ei au un arc de gheață și poate e o posibilitate foarte mare să, mă, ce? Scheletul a dispărut în fața mea cumva sau ce s-a întâmplat? What? Mă, zombiul ăsta a dropat un cartof. Mă, ce, ok, clar nu cred că o să mănânc cartoful ăsta de la el. Dar problema e că de ce dispar scheleții? Ia vină mă schelete încoa, ia vină mă tu încoa. Ia vină mă tu încoa. Mamă, sunt și fantomele astea, fraților, trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. Ia uite mă câți zombi sunt pe aici și scheleții ăștia înghețați. Doamne, fantomele astea sunt peste tot, mai plecați mă de aici. Mamă, deci am bătut scheletul ăsta și ăsta văd că nu ne-a dropat nimic, mamă, cât sunt. M-a văzut ăla, m-a văzut. Oh my god, oh nu. E bine că văd că dropează foarte multe săgeți, dar ideea e că ne trebuie neapărat un arc. Doamne, cât de bine ar fi să-mi pice un arc de acolo, dar nu cred. Ideea e că trebuie să facem niște grenăzi, pentru că oricum sunt din poliție, ar trebui să ne craftăm niște grenăzi, dar... Vai, mamă, cum s-ar spune, deci e jale, fraților. Ia să batem scheleții și încercăm să-i batem pe toți. Poate unii din ei o să dropeze măcar unul. Deci tot ce-mi doresc este un arc pentru... Oh my god! A picat! Oh my god, pleacă-mă urâtule de aici! Oh my god, fraților! Mă, a, ok, m-am crezut că am dispărut, m-am speriat un pic, uite-l acolo! Trebuie să-i batem pe ăștia înainte și după trebuie să mă duc neapărat să-l iau! Plecați, mă, de aici! Ok, cred că am bătut destul, dar... Oh my god, mai e un arc aici! Mamă, fraților, nu pot să crezi, sunt 2 arcuri de-astea bune, ia că l-am luat! What? Arc înghețat, uite cum se cheamă, arc înghețat! Oh my god, o să mai luăm și arcul ăsta totuși, să avem 2, poate-i dau și lui Ștefan unu. Ia că-s chiar curios, mamă, încă un arc. Oh my god, câte arcuri de-astea înghețate. Mamă, uite cât de puternic ele, dă one shot. Doamne, deci arcul ăsta, mamă, câte arcuri avem. Deci o să face, cred că, colecție de arcuri de-astea înghețate, sincer. O să-mi poate și oasele astea, nu știu dacă oasele astea înghețate ne-au la ceva. Dar în schimb, săgețile astea clar ne ajută, adică. Ia uite, mă, că săraci încearcă să dea în mine. Mamă, trebuie să mâncăm neapărat turta asta dulce. Săraci încearcă să dea în mine și efectiv nu mă pot bate, dar chestia e că totuși nu putem să-i lăsăm așa. Trebuie să-i batem pe toți neapărat și o să întoarcem în oraș totuși. Mi se pare foarte, foarte ciudat faptul că nu prea înțeleg, fraților, adică de ce regele înghețat și-a adus armata tocmai până aici, adică n-are niciun sens efectiv, dar mă rog, e timpul, doamne, cât de săgeți am în mine, what? E timpul să mergem neapărat în oraș, pentru că vreau să le arăt și lor arcul ăsta și poate le dau și lor câte unul, chiar ar fi tare, pentru că am pentru că oricum am colectat câteva pe acolo și cred că avem cât să le dăm la toți oamenii din New Life, sincer. Problema e că am ajuns, fraților, în oraș, dar de ce e noapte? No. Și văd și fantome de alea, de ce e noapte? Na, nu-mi place ce văd. Deci nu-mi place deloc ce văd. Totuși o să mergem să le dăm arcuri neapărat, pentru că, ia, mă, da. What, ce m-am speriat de lampionul ăla sau ce era, da. Unde-i fantoma aia, că doar era aici mai devreme. Ok, unde-i Ștefan și cu omul Crisnel, unde o fi oare Crisnel ăsta? Că iar nu-l văd pe Crisnel, eu nu înțeleg ce se întâmplă cu el. Deci, domnul polițist, na, cel mai bun polițist din istorie. Cred că, sincer, o să-i dau demisia sau ceva. Adică, uite pe toți aici. Oh my god, mamă, și-au făcut enchanturi pe armuri. Salut, okay, Ștefan. Bine. Salut, salut. Cât a trecut? Cât am fost plecat? Cât am fost băi, plecat? Băi, ceva, cât te vede și noaptea acum? Băi, ideea e că de unde vin eu? Era tot noapte și... nu vreau să vă sperii sau ceva, dar am văzut un loc care teoretic nu ar fi trebuit să aibă ouă de alea înghețate și avea ouă înghețate. Și pe lângă chestia asta erau foarte mulți monștri înghețați, dar... Un lucru este, deci un singur lucru bun din toate chestiile alea este și știți care e ăla? Care? V-am adus arcuri, ia uite, mamă câte arcuri, ia uite, dă-i și luăm orice unul. Deci am bătut scheleți de aia înghețați și au dropat foarte multe arcuri.
Deci chiar e bine că au dropat, pentru că ăsta e același tip de arc pe care îl folosește regele înghețat. Și trebuie să geți tot de alea înghețate? Bă, sincer, n-ar avea sens, pentru că săgețile înghețate nu o să-i afecteze pe ei, dacă și ce zic, adică cred că o să conteze foarte mult și cred că eu o să mă pun puțin pe niște cercetări și o să fac niște săgeți, poate cu foc, dacă și ce zic, adică... Da, are sens. Ar avea sens, pentru că așa cred că putem să-l atingem 100% pe omul înghețat și să-l lovim, să-l doară grav rău de tot și ce zic omul orice, știi ce zic, văd că v-ați încetat și armura, deci sunteți pregătiți de război în cazul în care, bineînțeles, e, se întâmplă ceva, dar... uite Ștefane, ia uite câte chestii am luat, uite și oasele astea înghețate, vai de capul meu. Problema e că totuși încă mai am două arcuri înghețate și pot să le dau cuiva, oricui, dar unde-i toată lumea, Ștefan? Unde au dispărut? Că nu înțeleg. Da, Jim, cred că toți s-au sperat de taxi și dorm în altă parte. Asta zic și eu, pentru că ei nu știu de chestia asta și e ciudat, pentru că n-au mai ieșit din casă și... Cred că oricum mă enervează chestia asta. Cred că, Ștefane, o să interzicem bazele secrete de la oricine și o să începem să facem percheziție. Cine are bază secretă, amendă. Ce zici de asta? Pentru că m-am săturat să nu fie nimeni aici, că stau toți în bazele lor secrete, că mă enervez acum pe tine, omul orice. Au. Mă enervez rău de tot, n-auzi? Ce-i cu mine? Bă, uite așa, am și eu ceva cu tine, ce? Ia uite-mă la el. Tu, oameni, nu ai să mai dăm unul, un altul, că ne spargem armurile, degeaba mai luăm și foc. Deci, da, cum v-am spus, bă, e bine că avem arcul ăla. Dar e un arc foarte puternic, adică ai văzut și se cheamă și arc înghețat. Mi se pare insane de bun, adică, uite, fii atent, Ștefan, uite, drept dovadă, ia uite ce pot să fac, ia uite, bam, ia uite, mamă, uite cât de mult damage dau, gata, s-a dus, na, și ăsta nu mai și scuipă, pleacă-mă de aici, pleacă, nu vreau să avem aici animale care sunt d-astea sălbatice la noi aici, pleacă și tu de aici, pleacă, mă, dar să-i la Ștefan în curte, Ștefan, trebuie să-ți iei astea de aici. Ia uite că ți-am pus mizeria în curte la tine. Săracul Ștefan, doamne, uite ce știu la el. E nervos rău pe mine, cred că mă urăște din tot sufletul lui. Poate vrei amendă, Ștefan, ai grijă că ai mizerie în curte și poate vrei să dau amendă. Vezi ce faci. E plotul meu. Păi și trebuie să fie curat la tine pe plot, că ce zice vecinul tău? Păi nu vezi cel mai frumos plot? Nu e cel mai frumos, e cel mai urât plot, cred că. Adică cel mai frumos e al omul cel. Da, care da, are okay. 14 miliarde de beculețe, cred că... Puterea! Auzi, omul orice, cât plătiți la curent? Sunt super curios, adică cu atâtea globulețe cât plătiți și la curent? Că vin și taxele și la curent. Mamă, orice, cred că o să ai de plătit. Câți năsoși ai tu acum? Adică, până la urmă, nu e mare chestie, că nu vreau să jefuiesc sau ceva, dar chiar sunt curios câți năsoși are domnul omul orice. Eu, sincer, nu știu câți năsoși am. Cred că câți am, ia să vedem. Avem, oh my god, doar 50 mai avem. 4, 5, ce facem ăsta? Numără pe... 6, degete, ce 7, numără? 8, Doamne. 9, 10. 10 năsoși? Da. Da, omul orice, mai de învățat, tu mai de învățat, cam asta e. Ia, stați puțin aici, că mă duc la bancă să verific ceva, ok? Chiar sunt curios să văd ce s-a mai întâmplat, adică cine a mai pus acolo prin bancă, pentru că chiar... ia să vedem, deci ei sper că stau acolo, pentru că doar vreau să inspectez, să mă uit la cartea aia, să văd cine a mai plătit, cine... Și mereu să verific cine a pus diamante, cine n-a pus, pentru că... Uite aici, renul lui Zasami, mă, de ce mă urmăresc ăștia? Băi, alo, nu mă mai urmăriți, vă rog eu. Ia uite mă, nu mai pot niciun orașul meu să mai stau singur. Mă rog, adevărul e că nici n-am uniforma de poliție, dar... Ia să vedem, mamă, deci asta e a mea, Ștefan are 25 de năsoși, Xandrei are 100, Crisnel are 43, Ștefan 200, omul orice 120, mamă, câți mă? Omul orice m-a mințit, mă, ce se aude? What? Ia, aici câte chestii, mă, unde sunt toate astea? Alo? A, ok, cred că sunt puse pe partea... Omul orice, ce faci aici? Ce fac? De ce mai minți că ai 10 năsoși? Că ai vreo 250, mincinosule! Doamne! Hai că 250! Păi mă uit pe carte, ia să vedem. Deci 120 cu 140 cât fac? 260, omul orice. Tu ai 260 de năsoși, de ce m-ai mințit? Na! Du-te mă, de aici, dispar din... Dispar, unde e mă? Unde e mă ăsta? Să vezi și dau. Vino mă încoa. Na. Bă, mă-ntoare. E, na. Ia uite mă la el.
Da, deci ideea e că văd că toată lumea a pus aici diamantele. Deprindeam. E totul ok, dar ideea e că nu știu unde a pus Ștefan chestul ăla secret. Ah, cred că e aici, ok, da. Mă rog, adevărul e că într-adevăr aici doar el trebuie să umble, dar Ștefan, te sfătuiesc, Ștefan, vino încoa. Te sfătuiesc să scoți aceste diamante și smeralde de aici să le pui în chestul de sus, pentru că sunt destul de multe și cred că cineva o să le fure 100%, deci. Da, sunt foarte puține, dar ok. Cum adică sunt foarte puține, că sunt 200 de diamante cu 300 de smeralde, ce? Ele sunt puține pentru tine. Ești 300 de... Da, gen, nu veniți aici. Nu vin, doar mă uit, ce? N-am voie să mă uit. Intri în cameră. Nu intru, uite, nu intru. Păi oricum sunt polițistul, ce pot să fac? Mă bag singur la închisoare, serios? He. Salut! Ce faci? Bă, tu de ce intram, mă, ești de aici? Că te bag la poliție, pleacă de aici. Păi acum mă uit. Auzi, domnul... Nu ce lua. Domnul X, Ștefan. Da? Nu stați în joc aici. Dumneavoastră, pă, ce vă jucați? Stați în picioare sau ce? Nu mă joc. Păi... Aici voi pe camere. Se înțelege. Hai, deschide-ne, domnul Ștefan, deschide-ne, lasă-ne să ieșim. Lasă-ne să ieșim, hai, hai. Fii atent, lasă-l pe murcei. Lasă-l aici, lasă-l aici, lasă-l aici, lasă-l aici. Nu-l deschide, nu-l deschide, nu-l deschide. Ia deschide-le. Păi n-ai mă cum să deschizi, că sunt blocate. Hai să lăsăm aici, vină încoa, vină încoa. Săracu, doamne, ce i-am făcut la omor, ce săracu. Am găsit codul, am găsit codul. Ai găsit ce cod să găsești, mă, că nu sunt coduri. Și bebeu, eu mor, ce săracu, doamne. Săracu omul e închis acolo. Mă, da, Ștefan? Unde mă, Ștefan? Alo? Mă, ce aia? What? Unde a dispărut Ștefan? Ștefan? Unde mă, Ștefan? Oh my god, cred că ar fi o idee să-l scoatem pe omul orice de acolo, dar cred că spre binele lui mai bine lăsăm acolo. Mă, ce? Dar unde e Ștefan? Alo? Unde e Ștefan? Că nu-mi dau seama unde e și... Oh my god... Oh, oh, nu, mă, ce? Să nu spuneți că regele a ajuns aici, adică ideea e că totuși arunca, mă, și acolo, totuși chestia o aruncase din câte am înțeles de la domnul Brad de atunci, dar, what? Mă, ce? Eu nu înțeleg ce se întâmplă, uite că văd că și aici sunt niște ouă d-astea, oh my god, mă, dar unde o fi Ștefan? Vai de capul meu, oh my god, Ștefan! Oh my god, Ștefan. Gen. Ștefan. Oh my god, nu e bine deloc. Cred că mai degrabă lăsăm pe omul orice acolo, nu știu ce să zic, adică lăsăm mai bine închis acolo, că e spre binele lui, dar ideea da. E că... totuși am mai avut... Știi că au fost niște chestii acolo de la început, dar au reapărut da, acolo. Okay. Și totuși ideea e că e turnul ăsta mare, noi n-am avut turn de ăsta mare așa aici la noi. What? Da. Mă, și cam pe ăsta a fost și atunci. Exact asta vreau să zic. Cumva asta înseamnă că el a venit aici. Ai de capul meu. Deci fii atent. Eu să pregătești arcul. Nu știu dacă... Dar nu mai am săgeți. Am două săgeți. Da, exact. Și oricum ideea e că am săgeți astea de gheață. Adică astea de gheață nu le afectează cu absolut nimic. Gen, n-am ce să-i fac cu alea de gheață. Dar măcar oare sper că arma mea... Dar n-are, nu cred că l-afectează. Sincer, nu știu ce să zic. Și nici nu mi-am făcut sabia încă. Vai de capul meu, Ștefane. Oh my god, fraților, nu e bine deloc. De ce au apărut ăstea și de ce a venit el fix acum când nu suntem pregătiți? Vai de capul meu. Nici nu știu sincer cum putem să spargem chestiile astea, pentru că ideea e că e noapte și nu o să se topească, sunt foarte, foarte greu de spart, dar problema ar fi următoarea, că nu știu ce ne facem acum din moment ce astea aduse în oraș. Ce o să întrebe oamenii? Deci o să întrebe oamenii din oraș, fraților, ce o să le zic eu, pentru că ideea e că nu vreau să-i sperii deloc. Of, doamne, Ștefane, trebuie să mă pregătesc mult mai rapid și cred că o să mă duc sincer la mine acasă și o să încerc să fac cât mai multe săgeți. Ce? Ce are Ștefan? Nu cred că mă duc acasă. Oh my god! Ce? Oh my god, Ștefan! Nu! Oh my god, e în oraș! Ai de capul meu! Uite-l că văd că nu ne vede, vină cu să ne vadă, vină să ne vadă! Stai pe aici. Hai, repede, mamă, să ne vadă, vai de capul meu! Oh my god, mă rog, ideea e că nu cred că știe că e orașul nostru ăsta neapărat, pentru că până la urmă nu e primul oraș în care vine. Mamă, dar fix la mine pe casă. Mamă, dar chiar că e fix la tine pe casă, Ștefane, cred că poți să ia de eu de la casă, să nu trage, ok, nu trage. Uite-l că... Oh my god! Mă, ce? A scos fulgerul ăla! Cred că ăla e, da. Vai de capul meu, vină cu Ștefan, vină cu aia. Mă, tu ai tras cu arcul după el sau ce s-a... Oh, vai de capul meu! Aoleu, mi-e frică, nu! Oh my god, hai vină cu aia. Doamne, a ajuns în oraș. Nu e bine, ce o să ne facem, că n-avem săgeți, n-avem cum să-l... N-avem nimic de foc să dăm după el, fraților. Ai de capul meu.
Uite-l că nu ne vede. Uite că suntem fix aici. Ia uite, suntem fix sub el. Ștefan, vino cu a. Te rog să vorbești în șoaptă să nu ne audă sau ceva. Mamă, dar de ce aruncă cu fulgere? Eu nu înțeleg, care-i scopul lui? De ce aruncă cu fulgerele alea? Că fulgerele alea nu cred că fac nimic, nu? Sau? Fulgerele... Ia uite-l! Vino, hai în casă! Mamă, să mă vadă! Ia uite-l! Ai de capul meu! Intrăm repede! Vino cu a, Ștefane, vino cu a! Ștefane, nu știu ce o să ne facem, sincer, că e aici și fix deasupra casei tale și aruncă numai cu fulgere de-astea! Uite cât te aruncă! Mamă, nu cred că e bine!